Președintele României, Traian Băsescu, a avut aseară o ieșire nervoasă. Șeful statului s-a răstit și chiar a întrerupt un jurnalist al posturilor Antena 1 și Antena 3, care și-a permis să-i adreseze o întrebare incomodă. Mai exact, l-a întrebat pe președinte ce legătură are fica sa cea mare cu Gazprom. Ieri, la Observator 13, ați putut vedea o anchetă care dovedea că notarul Ioana Băsescu a legalizat mai multe contracte de vânzare-cumpărare între Niș, subsidiara Gazprom în România și mai mulți benzinari particulari. Bună seara, domnule președinte. Ionuț Cristache, Antena 3. Aș dori să vă... Stați. Postul de propagandă, dezinformare și înșelare a românilor. Da, Antena 3. Vă rog. Să vă adresez întrebarea. Nu, da, vroiam să mă conving dacă e postul Dar Antena 3, acela despre care v-am spus. Nu este un meci între mine și dumneavoastră. Eu am o întrebare la care sper să obțin un răspuns. Pot să vă întreb? Cum ați reacționat când fica dumneavoastră v-a înștiințat că lucrează pentru Niș Petrol, subsidiara Gazprom în România, și că obține bani de la Gazprom? Nu m-a informat. V-am informat eu. Acum noi avem documente, mărturii. Domnul ziarist, mințiți? Chiar nu mint, domnule președinte. Chiar sper să mințiți. Sper să eu dați un răspuns. Eu nu vă contrazic că Ioana poate avea legalizare de acte. Nu este o minciună, domnule președinte. Vă mulțumesc, v-am răspuns. Dar am acte, vreți să vi le aduc? Vă mulțumesc, v-am dat răspunsul. Ce acte aveți? Că a luat bani de la Gazprom? Da.